Stai să-ți fac poză, stai. Băi, Lara Croft sunt. Mare și gras, bună dimii, pe o vreme absolut odioasă. Se simte ca și când ar fi venit toamna, pentru că plouă, se face pateu de azi dimineață de când m-am trezit. Subsemnata Valaban, yours truly, pleacă în acest minunat weekend într-o excursie complet neașteptată, complet diferită de tot ce am făcut eu până acum, ceva în care mă arunc, cum să vă zic, fără să am habar în principiu în ce mă bag, dar cu multă dorință și cu mult entuziasm, pentru că în următoarele zile vom face, nici nu știu dacă să-i zic vlog de călătorie, nici nu știu dacă să-i spun daily, cred că va fi o combinație, o dileală totală, pe scurt, să-i spunem vlogul dileală, cam așa, pentru că urmează să mă arunc din cascadă, să înot nu știu unde, să fac nu știu ce în albia unui râu, tot felul de activități din astea ultra mega fizice, la care n-am percutat niciodată, care habar n-am ce presupun, dar eu sunt acolo, dornică, de senzații tari, ca să folosesc un clișeu ușor libidinos și abia aștept să merg și abia aștept să mă bucur de tot ce înseamnă Transalpina, pentru că acolo se va întâmpla această minunată excursie. Cei care sunteți cu mine de câteva săptămâni și mă urmăriți pe Instagram, poate știți așa în mare despre ce va fi vorba. Pentru că am anunțat, a fost chiar un concurs atunci pe care l-am desfășurat. Premiul, mă rog, au fost mai multe premii, dar ăla mare era participarea alături de mine și alți creatori de conținut, alături de care voi merge în această ghilială totală excursie, fiind participarea, deci aveam un loc pentru cineva. Nu eu am ales, nu știu cine a câștigat, habar n-am, o să aflăm acum în vreo 20 de minute, cred că ne întâlnim cu toții și mergem, domnule, să sărim, să ne aruncăm, să înotăm, să scăpăm cu viață, în principiu, ca să aibă cine să facă vloguri. În continuare aici pe canalul Balabania. Avem 3 zile, ne cazăm la Transalpina Spa, cred, am programul undeva în telefon, deci vă voi citi din el, dar ca să nu mai lungesc pentru că vine fata asta și mă așteaptă, hai să vă arăt outfit-ul, să mă vedeți ce bine sunt, luăm bagajul, coborâm și plecăm să ne aruncăm, domnule, că nu se mai poate, deci eu nu m-am aruncat niciodată din cascadă, voi înțelegeți, deci situația trebuie remediată de urgență, dar hai la oglindă, până ne aruncăm, hai să vă arăt oglindă. Țin camera cu două mâini pentru că îmi tremură puțin, sunt entuziasmată până peste cap și agitată și bucuroasă și mine să fac mașan, mașan, mașan. Însă am pe mine o șalopetă pe care mi-a donat-o prietena Vicky pentru că mi-a și zis, prietena, să nu te duci în paiete, să nu te duci în fuste, să nu te duci în tocuri. Ceea ce n-ar fost exclus. Și mi-a dat această șalopetă de la ea, care îmi vine chiar foarte bine și mi se pare super mișto, cu un tricou de la Mini Pri, cu Adidas și de la Eco, chunky, sneakers, să știți că i-am și pe roz, dar mi-a fost milă să mă încalz cu ea pe roz, pentru că sigur îi fac praf. Și ăștia pe alb, nu știu, parcă mă doare sufletul mai puțin. Am zis să fie. Deci să fiu așa cumva, mă vedeți confortabil, practic, sexy, eu sunt cea mai sexy de la zidărie, eu și cu Dorel, sunt foarte bine. Inelușe H&M, ceasul ăsta de la Splendor, cred că este, în ureche am niște cerceluși de la voi și cam asta sunt. Iar pe lângă asta, nu știu dacă vedeți, în cazul în care n-auziți ploaia, vă zic eu că voi avea și acest plastic pe mine care să mă protejeze. Trollerul îl vedeți în spate și mai am undeva un rucsăcel în partea aia acolo. Nu mi-am luat genți, nu mi-am luat tocuri, nu mi-am luat rochii. Deci cam așa voi fi ca să mă pot bucura de aruncături, notături și toate cele. Gata, plasticul a fost așezat, rucsăcel în spate, umbreluț, avem și troller și plecăm la drum. Nu știu cum să fac ca să filmez și rața pe care o am în mână însemnând umbrela. Încerc un focus să vedeți și trollerul, dacă să știți, iată-mă, cam așa. Opa, da, ați înțeles ideea. Carul, înăuntrul căruia ne vom deplasa. Se pare că mai e cineva de venit, deci nu suntem noi ultimele. Stai puț aici cu Bita, ai umbrela ca pregătită. Haide să urcăm. Nu ești pregătită? Ia să vedem cum o închid eu pe asta acum. Așa, întâi să mă urc. Dar nu ne e frig. Nu ne e frig. Suntem pe energie, da, pe veselie, da, da, pe temperaturi. Da, 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 noi așa suntem. Să vedem de seară, da, cum se prezintă situația. Când ne ia frigul.
Am luat și haine mai groase. Multe haine groase. Da, da, da. Și noi umblăm prin tricou acum. Mai dați și alții. Da, 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 cu siguranță. Sper că observ că n-am șosete, că n-am găsit. S-a mă dus să trebuie. De la cazare, după multe ore de când am vorbit, mi s-a dus și părul, vedeți că are o direcție așa care n-ar fi fost original, adică n-am plecat așa de acasă, dar trecură foarte, foarte multe ore, trecură foarte multe pahare de vin, am mâncat, am vorbit, ne-am plimbat, însă am ajuns și am zis să nu las să treacă ziua asta, să o fac așa un mic tur al camerei, cu toate că asta este, mă rog, și un stăicuț acolo, stăicuț, fă cu mâna, cu mâna, așa, putem cu așa, 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 gata, pupic, bravo! Suntem foarte bine dispuse, adică nu e neapărat de la vin, dar e fain, aici atmosfera este super plăcută. E cald! E cald, da. Am avut o zi foarte frumoasă astăzi, chiar dacă a fost un drum lung, cred că vreo 6 ore am făcut cu autocarul până când am ajuns aici, dar peisaje destul de frumoase. Pe Transalpina n-am fost niciodată. Tu ai mai fost pe Transalpina? Niciodată, niciodată. Exact, nici eu n-am mai fost. Să luăm o piatră în dinți, sau cum era? Gură? Nu știu. Piatra în gură? Piatra în gură. Uite cu cine dorme la noapte. Grumesc. Normal. Colectivul e super ok. Suntem, cred că, 5 băieți și 5 fete. Foarte, foarte fain. Am stat până acum, v-am zis, câteva ore am stat jos la masă. Cred că ați văzut că am filmat așa niște cadre. Și am mâncat, am băut vin, am vorbit de tot felul de chestii. Super degajată și relaxată atmosfera. Iar acum ne-am retras pentru că am zis totuși să vorbim câte ceva în seara asta. Să nu venim în cameră și să picăm efectiv. Adică nici măcar duș, nici un spălat, nimic și să picăm. Pentru că știu cum merg lucrurile astea. Când petrecem prea mult timp, nu știu, stând cu toată lumea, în momentul în care intri în cameră nu-ți mai arde de nimic, ești prea obosit, ești terci, vrei să te culci și atât. Așa că am zis să nu ratăm ziua, să nu vorbim mâine dimineață și să vă pun la curent de pe acum. Deci am avut două opriri la benzinărie, una la Horezu și nu mai știu, a mai fost una undeva pe drum, ne-am oprit, luat, nu știu, o cafea, o apă, mers la baie și după aia, efectiv, am venit până aici. Și de când am ajuns undeva în jur de ora 8, să fi fost, când am ajuns, cam așa, cred. Ați văzut cățelul ăla superb. Erau mai mulți, de fapt, dar m-am jucat cu acel cățel superb, care e o corcitură de lup. Vai, o nebunie de cățel. M-am jucat un pic cu el, după care ni s-a făcut paiș turul. Avem un spa foarte fain undeva la parter, unde sper să reușim să ajungem, să nu fie ca la Covazna, când, nu știu, cred că am stat o oră, am făcut niște poze și atât. Dar sper să avem timp, pentru că arată foarte, foarte bine. Am avut meniu tradițional românesc la masă, cu palincă, tot felul de băuturi. Au avut, mă rog, cei care au mâncat miel, iar pentru mine au pregătit un meniu vegan foarte bun. Chiar am avut de toate, am mâncat de la cartofi copți la dovlecei,
carne, dar fără ouă, adică prăjiți efectiv la tot felul de salate, salată de vinete, salată de legume, pâine, vin, roze, adică a fost super, super ok. Și am stat acolo cu toată lumea, cum vă ziceam, am vorbit, am râs, după care am zis să ne retragem, să vă arăt un piculeț camera, o să intru acum în baie ca să vedeți. La Transalpina Spa suntem cazați, am avut parte de un apus absolut superb și zona asta arată foarte bine și o să încerc mâine să filmez mai multe cadre ca să vedeți, pentru că noi ajungi seara, deja era întuneric, deci nu prea mai aveam ce. Dar ca să știți, prieteni, aici și avem o oglinjoară, oglinjoară, în partea asta la alta aici ar fi toaleta, aici este dușul, cam așa, și ca să vă arăt camera, stați așa să întorc puțin del, uite așa, nu știu cât vedeți, cred că am făcut ceva la setări, cam așa, da, acum cred că vedeți. Asta este camera noastră, patul matrimonial pentru balavan și pentru stăicuți, bagajele, parpalac, nu știu ce, trepied. Mă rog, e foarte ok, mai mult decât avem nevoie. Să știți că este foarte frig, este răcoare, deci sunt în jur de 11 grade noaptea, 18, maxim 20 ziua. Așa că avem căldura pornită. Încoace avem un dulăpior cu toate cele, televizor la care nu se va uita nimeni, stăicuțul s-a retras în baie să-și admire dantura. Exact, da. Iar în partea asta o mică oglinjoară unde puteți vedea outfit-ul meu de mare excepție. Deci, da, cam astea sunt. Asta ar fi pentru prima zi. Mâine avem activitățile alea super frumoase despre care v-am povestit așa pe scurt. O să sărim, o să ne aruncăm, o să notăm, o să facem chestii diverse. Abia aștept, sunt chiar super entuziasmată. Și, da, mergem acum să ne despăduchim, să ne spălăm, să așa. Ar cam fi cazul, da, cum ar zice cineva. Ar cam fi cazul. După care ne băgăm la somn și ne auzim mâine dimineață cu micul dejun. Cred că la 8 ar trebui să fim la micul dejun. Așa că noapte bună, somnul vi se plăcute și revenim. Trebuie să înțelegeți că nu facem nimic din ceea ce nu vreți dumneavoastră, da? Noi știm, suntem salvatori, știm psihologia omului. Să începem să vorbim de acum, pentru că sigur nu o să mai avem timp, deoarece suntem pe picior de plecare înspre cascade, înspre săriturile alea, înspre înotat, înspre canoe, înspre toate lucrurile despre care v-am povestit ieri. Știu că am, mă rog, pe scurt așa, știu că am foarte multe umbre pe față, încerc să stau, uite așa, mai într-o direcție laterală ca să mă vedeți un pic. Momentan ne aflăm în Rânca, deci noi aseară ne-am cazat în Runcu, iar acum suntem în Rânca, sper că nu le încurcă, sunt două Rânca, Runcu. Ba nu, acum suntem în Runcu. Rânca, băi, nu, deci este, bă, care e Rânca și care e Runcu, nu știu exact. Cert este că am avut un drum de vreo oră de la cazare, am venit înspre zona asta superbă, uite, nu știu dacă vedeți, acolo este muntele, vai, dar se rucește soarele, pentru că e 10 dimineața și vă dați seama, abia s-a ridicat, este aproape la putere maximă și de asta mă vedeți un pic dubios. Și am ajuns acum la salvamontiștii care vor merge cu noi în traseul de astăzi. Ne-au făcut așa un foarte mic instructaj, din câte am înțeles nu ne vor chinui prea mult. Glumesc, adică ne-au spus că vom face acele activități pe care dorim să le facem, deci nu ne forțează nimeni. Ideea ar fi doar că e păcat, știi, să ratăm, să fim aici și să nu ne bucurăm de toate nebuniile astea, mai ales că avem oameni care să ne ajute, care să ne îndrume, care să fie acolo în caz de nevoie. Nu știu dacă, Doamne ferește, se întâmplă ceva. Și până acum ne-au arătat un pic acolo, uite, dacă vedeți căsuța aia acolo, cred că aici mă vede cel mai bine. Căsuța aia acolo este un fel de sediu al lor, din câte am înțeles, cei de aici sunt cei mai tari salvamontiști din România. Și ne-au povestit așa puțin tel. Urmează să mergem cu mașinile alea, nu știu dacă vedeți că sunt niște mașini de 4x4.
acolo, am costum de baie pe mine, pe dedesubt. Nu știți costumul meu de baie etern, faimosul, pe care l-am de 5 ani încoace și l-am avut și în Croația. Și ne-am zis să-l avem pe dedesubt pentru că ne vor îmbrăca niște costume speciale de neopren, care, din câte am priceput eu, ne vor salva chiar de la nec, pe aceia care nu știu să înoate. Adică eu am pus întrebarea asta mai devreme, mi-am pus problema, zic, da, dar unii dintre noi nu știm să înotăm. Pentru că v-am zis, sunt niște cascade de 5-20 de metri din care vom coborâ sau vom sări sau nu știu exact cam care va fi treaba. E, și zic că pentru ăștia care nu știm să notăm, ce facem? Și că nu vă faceți probleme, pentru că acele costume nu vă lasă să vă necați nici să vreți. Și oricum vor exista ei acolo salvamontiștii care vor fi lângă noi și ne vor proteja tot timpul. Deci în caz de nevoie există cineva care ne scoate de acolo. Problema va fi însă că nu știu cât vom putea poza, filma toate cele, pentru că va trebui să ne cățărăm, adică ni s-a spus special că vom apuca tot felul de chestii alunecoase, vom urca și nu vom putea să ne bucurăm de camere, adică nu vom putea filma chiar așa orice detaliu, ceea ce, nu știu, mă simt așa iurea că aș fi vrut să filmez tot, să prind orice. O să încerc pe cât posibil, deci ce pot filma, ce pot poza, o să fac asta, iar ce nu, vă voi povesti eu de seară. Am dormit foarte bine, ne-am trezit cu vreo jumătate de oră mai târziu decât ar fi trebuit, am băut o cafea de dimineață și am mâncat așa mai mult forțat, două felii de pâine cu gem, forțat pentru că nu mi-era foame, am mâncat destul de mult aseară și mă simt un pic cam full, dar am zis să am ceva combustibil pentru că, nu știu, când vom mânca, atunci când va veni masa de prânz, probabil că voi fi lihnită și zic mai bine să am eu ceva acolo. Drumul a fost super ok, am mers tot așa cu autocarul până aici, peisaje frumoase peste tot, e vremea asta plăcută, nu mai plouă, din fericire, sunt încălțată confortabil, după cum ați văzut, H&M pe mine, rucsăcel în spate, camere, toate cele, stăicuțul, nu știu dacă o vedeți, uite acolo face și ea vlog, și da, suntem gata de aventură, sper să fie mișto, sunt destul de entuziasmată și curajoasă așa, adică nu o să mă dau în spate de la sărituri și alte de-astea, mai ales că stau liniștită știind că sunt oamenii ăștia aici care să ne protejeze în caz de ceva. Deci da, cam asta va fi traseul. În teorie și cât pot filma, cât vă pot arăta, o să fac tot posibilul să prind cât mai mult pentru vlog. Nu? Bun. Cum era să facem un lucru sau nu? Pac, pac, pac. Ești pregătită? Da, sărim, ne aruncăm? Ce să facem, da? Deci te bagi? Deci ea până acum mi-a făcut capul care doar că ea nu se aruncă, ea nu sare, ei nu-i trebuie apă, ei este frică, mă mir că nu e frică de apa de la robinet, pentru că nici în mare nu se bagă. Nu, pare că mă scurt pe acolo. Nu pare. Suntem acum cam pe la 1000-1200 de metri altitudine. Cu jeepul ăla am mers până acum pe drumuri din astea. Adică vă dați seama, un jeep este mașină de teren. Și pe drumuri, mașa am fost. Foarte ok pentru noi, numai că nu știu cât am reușit să filmez ca să vedeți și voi. Eu o să inserez așa o bucățică, măcar ca să prindeți ca idee. Dar e foarte frumos peisajul. Și vă dați seama, fiind pădure, sălbăticie, nu e nimeni pe aici. Am mai întâlnit așa câte o persoană din când erau unii care urcau. Altfel e super, super ok. Iar aerul ăsta, nu vă spun, deci este atât de curat și cred că simțiți și liniștea. Cred că, stați așa să mă dau eu mai în spate că nu mai simțiți voi nimic dacă mă bag în soarele ăla. Este un aer atât de curat, e așa de rece și de, nu știu, proaspăt, efectiv, se simte curățenia din natură. Numai motorul mașinii ce vibrează un pic, dar este foarte, foarte fain. Iar eu sunt fantoma de la operă, la cușuca, ia, să încercăm mai așa. Așteptăm să vină și restul grupului pentru că am plecat în 3 mașini separate și suntem cam 4 în fiecare mașină. Astfel încât noi cred că am fost primii, așteptăm să vină și ceilalți, după care plecăm mai departe. Vreți să mă opriți așa de... Noi am stat să vă așteptăm. Părerea mea... O pozică ceva? Cum să fac? Așa, da, trebuie să... Am fost Paul acolo cu noi, da? Good! Hear the birds and see the sun. Side by side our fears are gone. Oh, the good times just begun. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Pregătește-te! Nu pot să-l trag. Problema mea este la călcâi. Cred că e bine să fie ca să nu intre apă acolo. Da. Asta zic. Deci eu am obosit deja. Da.
Mai ridic cine un pic. Cine mi-a trebuit? Cui e trebuit tu? Deci nu mai merge. Da, dar eu o să fac plajă, dacă nu plec așa. Deci să nu, m-am plăcat. Să plăca. Hai de capul. Nu, dar aici știe? Este o chestie care nu ar trebui să fie. Să știe. Meserie. Am nevoie de un bărbat. Ești tare. Unde? În portbagaj? În portbagaj, pe banchete, unde vreți. Sunt bine? Cea mai bine! Așa, să vă prezint costumație șoc. Ia uite-mă, ce încălțată sunt, ce răpitoare sunt. Dar în teorie n-ar trebui să ne udăm deloc cu chestiile astea, deci să putem să intrăm în pârâiașul ăla din spate de acolo fără să avem niciun fel de problemă. Ne-am dat bijuteriile jos, acum o să-mi dau jos și cerceii, lasă mașină cu totul. Mai sunt aici? E bine așa? E bine, da. Sau mai drăguț, e cam strântă, nu? Nu, e ok. E, cum e? E ok? Un pic mai strânsă. Un pic, un pic. Că tot îți plăceau ție pălăriile și da. Chestiile de pus pe cap. Cum e? Perfect. Nici pe strântă să fie, da? Nu e strântă, nu. Joacă, nu joacă. E bine, perfect. Deci ce trebuie? Sunt sexy. Așa. Tu ești. Dar, ham, ham. Safari. Hai, casc, vino ca. Așa. Deci trebuie să fac picioarele pe acolo? Unul pe acolo. Da? Ok. Asta, partea de sus, ridică la tragi. Ok. Și așa poate strânge. Și la propriu și acolo. Mulțumesc! Cât e mai mic, cu atât cascada e mai primitoare, da? Dacă ar fi toren mare de apă, cascada ar fi foarte puternică și n-am simțit un milion de degețele care îți fac masaj, ci câțiva pare așa pe spinare care dau foarte tare. Deci o să mergem pe pârâiașul ăsta, pe lângă apă, prin apă, pe unde vreți voi. Testați pentru început să vedeți unde alunecă încălțămintea, pe ce pietre, fiți atenți pe ce călcați. O să trecem peste lemne, peste bolovani, o să avem mici topogane de apă pe care ne putem pune să alunecăm un pic, o să avem mici piscine în care intrăm și ne bălăcim, până ajungem la prima cascadă, da? Pentru că n-avem stare și nu ne potolim, am zis până la urmă că o să luăm telefoanele la noi, deci toată lumea și-a luat telefonul și vor intra pe undeva pe aici. Probabil că se vor uda un pic, dar ținem pomii și lăbuțele strânse să nu se facă praf și să reușim să recuperăm ceva când ne întoarcem. Semnal nu am absolut deloc aici, deci habar n-am ce se întâmplă în lumea internetului. Nu pot să postez nimic în timp real, o să postez probabil după ce plecăm de acolo. Toată lumea în față, toată cașca, acolo ne scurgem prin costumele astea, adică sunt transpirată, simt așa niște șiraie pe spate. Ce faci, domnule, mă susții? Da, păi da, vreau să venit tobe ceva. Da, 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 deci eu am galerie aici, ca să știți, Silviu îmi ține super galerie. Aia zic, mă susține, e foarte atent să nu fac vreo bâlbă, să nu zic ceva, nu știu, un dezacord, habar n-am. E alături de mine, da, spunea că mă scurg. Că nu mai pot, sunt transpirat așa, am zoaie și pe față și pe spate. Dar după cum zice un clasic în viață, luptăm și câștigăm, mai n-ai mingea, dai la poartă. Gata! Da, da, eu sunt baza! Mamă, dar a intrat ceva. Da! Vai! Hop! 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 Gata, domnule. Nu știu ce fac oamenii ăștia în spatele meu, dar eu m-am așezat. Stau așa de bine, n-am nicio treabă. Hop! 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 Hop!
ok. Hai, mă, dar. E ok. Telefonul, da. Opa. Ia, acum să vedem. Așa. Apoi, mă, delicatețe, se cingă și e. Hai, stai, cu-ți curaj. Dar vitează ești. Zi tu că nu sunt eu. Elegant, așa. Aia zic. Vai, acum mi-e frică să nu-mi cadă. Hai, ușor. Ușor. Ideea este să fii instabilă pe picioare. Da, că e adâncă aici. Gata? Da. Stai bine? Cred. Stai puțin bine în apă. Deja începe să-i placă, mă. După ce a pus o baie mică așa pe cap, ia uite ce bine sunt. Cel mai bine, cel mai bine. Și care cred că e problema în toată ecuația asta? Că te ține în apă, că nu vezi. Nu vezi, efectiv, de ce pui piciorul. Te arunci și te rogi pentru cei mai buni, că n-ai altă opțiune. Apa nu este chiar atât de limpede, dar până acum n-am avut incidente. O singură dată am căzut și nu m-am lovit deloc. Iar telefonul e încă în siguranță și chiar mă felicit că l-am luat cu mine. Să vă băgați mai mult în apă, o să vă alunece picioare. Trebuie să stați și le-ați puțin de mătate. Mai îmi simt degetele, dacă pot să crez așa ceva. Și ca să vedeți. De la mâini. De la picioare nu mai simt de mult ca în picioare de când am toată apa aia. Dar mă chinui să apăs pe butoanele de la cameră și nu reușesc. Da. Coraj. Hai că poți, tăicuț. Bravo. Și pe acolo trebuie să urcăm noi. Grapă. Să fii atentă că acolo este o gropiță. O gropiță în care am picat. Opa! E bine? Da. Ca să o faci o idee unde mă aflu, cu de sus. Aici nu prea știu cum să mă urc. Dar nu facem poze, domnule, filmăm! Dacă vă pun acolo, oare reușesc? Bun! Băi, Lara Croft sunt! Bun. Acum... Că nu știu cum o să o iau. Mamă! Ia uite-o pe a mea! Da, cum să? Nu, când mergi eu! Uite-o pe a mea acum! Cu mânuțile! Uite așa frumos! Hopa! Hopa! Uite așa! Hopa! Hopa! Ce anume? N-am nici cea mai mică idee, dar vreau la soare. Suntem bine? Nu știu, nu știe nimeni. Mi-a trecut tot frigul. De ce ți-e frică de nu mor? E o trăvită și tu la ceasă. Nu știu unde să te pe mâini. Nu pot să înaintează. Nu pot să neamână. Ia uite, ciuperci. Ia uite. Ia uite. Aici sunt. Da, dai. Asta e
Am reușit și eu în sfârșit să-mi pun mâna pe cameră după multe ore în care nu m-am atins de ea, cred că mai bine de 5 ore, dar așa de tare mă bucur că am putut să-mi iau telefonul cu mine și să filmez minunile alea, pentru că a fost într-adevăr o experiență unică. Deci așa ceva n-am mai făcut, nici nu cred că o să mai fac, să fiu sinceră, sau mă rog, poate, să nu zic niciodată, dar dacă nu aveam telefonul, oricât aș încerca să vă povestesc și vedeți că fac aici raport, vă dau detalii, încerc să ilustrez cât mai bine toate cele, dar oricât aș face eu asta, nu iese ca atunci când vezi efectiv, când dai vizual în față. Măi, fe, băieților. Deci cred că mi-am înfrânt cumva o teamă de înălțime. Nu știu că m-am spus de înălțime, adâncime, mă rog, v-am zis că eu am rău ăsta în general. E, am evitat pe cât posibil să mă uit în jos, dar am făcut acest efort și am coborât în cascadă. Le-am rugat pe fete să filmeze pe cât posibil, să am și dovada. Și într-adevăr, nu vă imaginați acum că am fost eu acest profesionist, că m-am lăsat pe spate și cumva că pozam ca o divă, adică m-am folosit și de mâini și de picioare, dar mă bucur că măcar n-am ținut de acea coardă pe care ne-au atașat-o cumva de mijloc, ca să ne țină, adică am avut tot timpul suport și jos ne aștepta cineva. Dar chiar și așa, deci nu m-am mai atins de aia și efectiv folosindu-mă de propriul meu corp, am coborât până jos și era o senzație, vai, vai, simțeam cum îmi cade apa aia în cap. Deci în momentul în care ridicam așa privirea în partea de sus, era crunt, pentru că mă izbea direct în față. Când mă uitam în jos era mult mai ok, dar de multe ori s-a întâmplat să mă uit și în sus și atunci simțeam cât de dură e toată treaba și chiar am avut câteva momente pe măsură ce îmi făceam curaj să cobor, deci deja mă legase, deja îmi pusese hamul ăla și începuseră să mă ia emoțiile și chiar aveam așa cumva senzația că nu pot să fac chestia asta, că trebuie să renunț pentru că nu scap cu viața de aici. Dar am reușit să-mi înfrâng teama aia, am mers mai departe și am reușit să cobor până jos. Cu ochiul cu vai, dar am ajuns, nu m-a ajutat nimeni. În momentul în care am ajuns jos, a fost așa o senzație de ușurare, eram am făcut-o și pe asta. Și sunt convinsă că în cazul în care nu aș fi făcut-o, mi-ar fi părut rău și aș fi regretat și aș fi zis că am venit aici și uite, am ratat ce era mai wow și mai wow. Deci, da, sunt foarte încântată de mine. În rest, experiența a fost una foarte faină. Bine, și chestia asta a fost foarte faină. Singurul disconfort pe care pot să zic că l-am avut este că la un moment dat mi-era frig. Dar costumul ăla de neopren pe care l-am avut pe noi și cipicea în picioare, păi fără ea nu făceam nimic, fără costum și fără încălțările alea, absolut nimic. Vă spun că la un moment dat am atins cu mâinile, cu palmele, unde nu aveam niciun fel de costum, am atins apa aia rece și se simțea, cum să zic, deci sloi era. 5 grade, am înțeles că ar fi avut apa, era atât de rece, dar atât de rece, vai, era o senzație complet diferită de ceea ce simțeam efectiv pe piele. Că vă dați seama, ne-am udat pe tot corpul, aveam costumul de baie pe dedesubt, iar pe deasupra era ăla de neopren. Și într-adevăr simțeai o răcoare, dar nu ceva deranjant, iar pe mine mă știți că eu sunt super friguroasă și imediat m-aș fi sesizat. Mamă, și când am atins cu mâna apa, zic, oh, nu se poate, nasa, m-am băgat eu. Așa am mai alunecat, am mai căzut un pic, dar nimic grav, a fost destul de ok. Traseul, având în vedere că erau oameni ăștia tot timpul cu noi, care au fost foarte, foarte drăguți salvamontiști, adică nu doar că ne-au ajutat și ne-au îndrumat și erau acolo mereu, dar pe veselie, pe hi-hi, pe ha-ha-ha, a fost atmosfera super, super plăcută. Și ne-am cucuțat pe tot felul de chestii, am mers prin pârâiașul ăla, care nu e chiar așa lejer, adică nu pot zic că am făcut vreodată asta, dar cu siguranță nu ai cum să treci odată prin răcoarea, pielea, apoi e vorba de picioare, că te tai, te lovești, aluneci cu siguranță, deci nu poți să faci asta încălțat ca un om normal. Nu știu ce din spate, se aud ceva muzici. Da, deci una peste alta a fost o experiență super, super interesantă. Atât cât am putut, am filmat, o să inserez, o să vedeți și voi. Iar acum ne-am oprit un pic după ce am plecat de acolo, fiindcă am un drum de nu știu, o oră, cred că am mers cu mașinile lor de teren, le vedeți acolo în spatele meu. Ne-am oprit acum la cheile Sohodorului, iarăși o zonă în care eu n-am fost niciodată. Sunt impunătoare, sunt masive, sunt impresionante chiar. Deci, uite așa, în spatele meu, iar aici, dacă am înțeles, sunt nările ceva în zona asta. Foarte mișto. Și am zis să vedem și partea asta, de fapt domnii au propus să vedem și partea asta pentru că sunt super aproape de noi, iar odată ce ne despărțim de ei o să mai avem iarăși drumul până la unitatea de cazare unde ne aflăm, că nu sunt chiar apropiate. Dar oricum, trecând de oboseală, trecând de frig și mă rog, spaima aia care a fost, mă bucur super mult că am reușit să fac chestia asta și chiar e o experiență cu adevărat unică pe care cu siguranță n-aș fi avut-o undeva aici în România. În cazul în care vă interesează, că am întrebat, dacă vreți să parcurgeți astfel de trasee, am aflat că se pot face, dar trebuie să sunați la ei, la salvamontiști. Deci luați efectiv legătura cu salvamontiștii de aici, din Jiu, și vă vor direcționa ei și vedeți în funcție de, mă rog, disponibilitatea lor, de ceea ce pot să fac, uite-o pe stăicuț, uite-o acolo, o vedeți cocoțată în jeep și mă filmează în timp ce eu vorbesc cu voi. Deci există posibilitatea de a parcurge astfel de trasee. Ia, cred că trebuie să ne retragem. Gata? Ne urcăm? Bine! Vă mai povestesc!
Nothing left just thinking that maybe you're not different. Guess it never hit you. Our conversation takes two. Paying it some interest. Se vorbeau aici și colo așa. Voiam să mai spun un lucru ce n-am apucat, cred eu, când am vorbit cu voi ultima dată la pe cheile Socodorului unde eram. Cred că pe acolo rămăsesem, dar a trebuit să plecăm. Voiam să zic că testul de foc pe care l-a trecut cineva astăzi este machiajul meu. Deci țineți cont că eu astăzi am intrat în cascadă, mi-a căzut multă apă, fix în căpoc. Eram cu părul ud, m-ați văzut, dar deci părul meu nu mai arată cum era atunci când am plecat, adică nu mai stă niciun fel. Cu toate astea s-a uscat foarte repede, dar aș vrea să vedeți cum îmi arată machiajul în condițiile în care eu nu l-am retușat, n-am umblat la el cu nimic, nici cu un șervețel măcar, dar rămite, nu știu, să reaplic ceva. Deci nimic, absolut nimic. Și uitați-vă la el cum este. Și sunt dată, evident, cu tușul de 19 lei, imediat vi-l arăt, de la Essence, faimosul tuș, da? Deci 19 lei, atât aveam de zis pentru acest aspect. Nu mai știu dacă mi-a scăpat ceva, am pus acum niște stories în care vă arătam ce și cum a fost acolo și multe dintre voi mi-ați lăsat comentarii și mi-ați trimis mesaje în care îmi spuneați că abia așteptați să vedeți vlogul, unele dintre voi chiar vreți să-l vedeți mai mult decât pe ăla din Croația. Mă rog, înțeleg, pentru că a fost, da, deci o dileală, dar foarte, foarte mișto, deci chiar mă bucur super mult de experiența asta. Acum ne-am întors după un drum destul de lunguț așa de vreo oră, mă rog, cât timp am stat în autocar, am editat story-urile alea, le-am postat, nici nu mi-am dat seama, se întunecase, practic când am plecat de acolo era încă lumină și pe drum când am ajuns era o beznă completă, iar în momentul în care am coborât din autocar, deci am dat cu nasul într-o răcoare, bine de tot. Iar acum, de cum am ajuns direcția Baia amândouă, că nu mai puteam. Deci n-am mai mers la baie de, nu știu, de azi dimineață, de când am fost ultima dată în cameră aici la cazare, de la 8 să fi fost, de mâncat, v-am mâncat dimineața atunci felile alea de pâine cu gem, dar am avut la noi, cred că și asta trebuia să vă mai zic, am avut la noi picnic, sandwich-uri pentru toată lumea, eu am avut chiar acolo ceva pregătit special pentru care le super mulțumesc organizatorilor că s-au gândit și la mine, că v-am zis ultima dată când am fost în Covazna, parcă am stat destul de mult până mi-a venit și mie mâncare, adică lumea terminase de mult și na, și au cerut scuze și toate cele, dar în condițiile în care lumea a terminat și felul 1, felul 2, felul 3, iar eu tot aștept pentru că la mine e cu meniu mai, mă rog, ciudat, știi, mi-e foame, dar acum n-a fost cazul nici aseară, deci am avut acolo odată cu toată lumea și am avut niște sandwich-uri cu multe legume, cu fructe, super ok, apă, a fost foarte, foarte fain. Am mâncat pe iarbă, stând efectiv pe niște păturici și ne-am uscat la soare, cum vă ziceam, deci părul meu era complet ud, ud de tot când am ieșit de acolo, când ne-am întors înapoi la mașină, dar după aia a fost super, super ok, deci numai de bine deocamdată. Acum, nu știu dacă să mă schimb de hainele astea, să-mi iau altceva pe mine, aș face un duș, dar... Opa, da, au coborât. Au coborât la masă, trebuie să coborâm și noi. Aș face un duș, dar nu știu dacă să-l fac acum sau să-l fac după ce intrăm în cameră, de tot. Să văd, o să mă gândesc. Cred că probabil o să-l fac atunci, că nu cred că mai avem foarte mult timp. Că tocmai ne-au scris pe grupul de WhatsApp în care suntem cu toții că s-a servit masa și să venim și noi să mâncăm ceva. Așa că o să coborâm imediat, aștept să iasă stăicuțul de la duș, coborâm, mergem, mâncăm ceva frumix și bun, să sperăm, mai filmăm, mai vorbim, mai povestim, bam, bam, bam. Ia uite că nu suntem noi ultimele. Da. Cum? Zic, nu suntem noi ultimele. Nu, am făcut și duș. Ia, bă, bravo, mă, că sunteți voi bogați. Eu n-am avut timp. Nu se vede nimic, dar... Nu, se aude. Așa, nu. Nu trebuie să apar eu, nu? E, cum vrea fi? Nu poți? Ba, da, da, are un schepsis aici. Da. Tu te tu înaintea că mă pinge. Așa. A, deci acum ești bărat. Asta zic. Încercam să-ți demonstrez. Dar ce te pinge? Eu știu să te distrez. Pam! Paf! Am greșit. Mulțumesc. Știi cum mă împinge o bătrânică pe scări și după aia o întrebi de ce se grăbește. Ești loca. Eu sunt.
Hola! Hai, am luat astea de mâncare. Oh, papa bun. Eu? Da? Acolo? Cu sucrele, cu salata orientală. Oh, ce minunat! Perfect! Cartofi! Are barbecue și coaste barbecue. Salata mea, salata mea. Cine are o cameră aproape să mă pot schimba și eu să-mi pun o peche, pantalon, ceva? Poftim? De ce? Să-mi la voi? Da. E haos, dar poți să te duci. Mă pun niște colanți pe mine, atât. Da. Tu știi. Ține. Unde te-ai așezat să-i cut? Aici. Aici? Aici? Perfect. Dacă turiștii sunt ok, eu... Dă-le o băieților, că nu pot singură. Nu, dar dai cu ce? Codușe, am aflat când eram copil, aveam o fată, a venit la bloc, era din Moldova, și tot spunea corcoazii. Ce era cu sănă corcoazii? Și erau corcodușe, mi-a arătat și zic, a, corcodușe. Adică asta are o logică. De la centraliste spuneau șefii. Exact, centralistele. Telefonistele și asta are logică, că nu se înțelege așa. Da, mă, dar nu mai știi să vorbești. Telefonie, centrale. Maică, mai se face rău, săraca. Ce? Zic, dacă îi zic, maică, mi se face rău. Nu! Ah? Nu-i zic. Mai e de machian pentru mine? Da, 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 e aici. Dacă aici. Nu reușesc cu mizeria asta care a rămas pe fund? Da, ia mă de asta, nici nu-i cazul să te chinui. Ia de asta. L-am luat eu aici ca să ai treabă. Cea minunată dimineață când trebuie să plecăm, așa că trebuie să facem bagajul. Dar altceva voiam eu să vă aduc în atenție, trecând de un bună dimineața și acest păr și o fiură extra deosebită, voiam să vă aduc în atenție ce voce extraordinară am, cât de nazalizat vorbesc și cum am trezit cu nasul înfundat. Și cred că o foarte bună legătură cu acest subiect o are apa de ieri, apa rece în care am stat. Nu mă doare nimic deocamdată, dar tot că mă simt cu nasul ăsta înfundat. Mă dau cu niște SPF pe față și încep să mă machiez un pic, să mă aranjez un pic, trebuie să calc, stai cu țuie la baie, spală, nu știu ce face acolo și să adunăm din astea, din lucrurile din cameră. Dar, da, până Timi. Cam atâta, cam așa. Asta s-a putut. Cu prosoapele alea. We used to days apart, you and me. We used to days apart, you and me. Maron, mare caracol. Aia e, da, da. We used to days. Venirăm cu autocarul până aici, ne-am decazat și zic până aici însemnând la vreo 5 minute, cred că am cu 2 minute să fi fost, pentru că o să luăm micul dejun acolo la chestia aia, care înțeleg că e tot o pensiune. Ne așteaptă acolo niște oameni pe care probabil i-ați mai văzut în vlog și Andrei, cel care traversează, vine să ne ia ca să ne ghideze, să ne ducă până acolo, să ne arate ce și cum. Nu te mai filmea de biscări. Bineînțeles! Uite-mă! Ah. Am zis că dacă... Dacă omii ceva, să-ți aducă aminte. Nu, 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 uite, chiar te-am prins. Frigoți, frigoți. Mai ales pentru unii care stau în tricou. Nu s-ar pune plouă. Nebunii, da? Ajunseram. Pătrundem, dar unde pătrundem? Oh, ce drăguț e cald. Da, da, da. Perfect. Avem acest view de mare excepție și senzație. Și da, am avut noroc că nu mâncăm afară pentru că e foarte frig la ora asta. Astfel încât ne aflăm în sala de mese, toată lumea, toată lumea, toată lumea. Vrei tu? Insiști? Ești încălturat? Publicul nu vrea. Publicul nu, publicul nu e cu tine.
suntem așa un piculeț, dar am ajuns undeva foarte, foarte sus. Vedeți aici în spatele meu? Deci suntem la peste 2000 de metri înălțime. Pasul Urdele, dacă am înțeles eu bine. Și îmi pare rău că e soarele ăsta atât de puternic, pentru că îi răpește puțin din frumusețe. Se vede mult mai fain, dacă n-ar, s-ar vedea mult mai fain dacă n-ar fi așa de puternică lumina. Dar o să întorc imediat, mai scad un pic din setări ca să vedeți. Oh, și gâfâi un pic pentru că am urcat nițeluș, dar merită. Și m-am încălzit atât de tare încât mi-am dat jos treburile, trenciul și toate alea. Le-am lăsat acolo pe stâncă, cât să mă pot răcori puțin. Dar asta să întorc să vedeți. I just wanna hold you. I just wanna look into your eyes and tell you that I want you. You know you make me feel so alive. Can't stop thinking about you day and night. Love it when you kiss me, love it when we touch. Every time I'm down, yeah, you make me smile. You're the solution. You are, you are, you are. Motan gras și pufos. Cine este un vampir? Poro? Pisu? Pisu? E pe aici pe la picioarele mele, îmi dă târcoale în continuu, deci m-a mirosit, m-a sucit pe toate părțile. Rumbu, ca de obicei, mă ignoră. El însă, având momentele lui de tandrețe, noaptea și dimineața în general, el este acest cintezoi nocturn care atunci se manifestă, dar în general când vine acasă, mai mult ăsta mic. Da, bine, acum se vede că n-am lipsit mult. Când am fost plecată în Croația, păi era o grămadă pe mine amândoi, păi au dormit cu mine, au fost cu mine la baie, în bucătărie, nu știu, dacă mă duceam să deschid un geam, erau amândoi, vedeai așa cu fețele, ce face asta, unde pleacă iar? Adică bănuiesc că le-a fost destul de dor de mine și am mai experimentat asta, dar în general când e pe perioade lungi. Acum dacă n-au fost așa multe zile și, mă rog, oricum a venit individul la ei, a fost ok. Dar când plec pe durată lungă de timp, atunci să vedeți amor cu năbădâi, te doare capul, dar nu reușesc să prind și eu. Pardon, nu reușesc să prind și o pisică. Păro, ce faci? Pisică. Da, se pare că n-avem noroc astă seară, nu vor să apară pe sticlă, sunt nefotogenici, nu știu, probabil că nu sunt machiați, aranjați sau ceva, le lucește fața. Cert este că sunt amândoi pe aici, ăla mic mai dă târcoale un pic pe lângă castronul cu mâncare că le-am dat să mănânce de cum am ajuns acasă. Un fel de, nu știu dacă să-i zic recompensă, dar stau de multe ori și mă gândesc cum mă îndoapă pe mine bunica mea de fiecare dată când mă duc acasă. Bine, și ai mei la fel, dar bunica mea este ceva de speriat. Deci cum mă prinde, cum? Hai mai mănânci un pic, dar îți mai dau ceva, hai să-ți mai fac ceva totuși, parcă ar mai merge. Nu te-ai săturat, este să mai fac niște gogoși, poclătită, ce zici? Dar stai că mai am și ciocolată. Nu vrei și ciocolată? Hai mai mănâncă, dacă unde ai intrat, ta mai intru un pic. E, așa ceva fac și eu cu ăștia, le mai dau acolo câte ceva de mâncare întotdeauna când vin acasă, nu știu, ceva bun acolo să fie, hai să stea mama aia, ceva bun, pe sistemul ăsta. Acum, ca să încheiem toată treaba. Una peste alta, tare frumos a fost și cu adevărat unic. Adică, dintre toate vlogurile mele de călătorie pe care ați văzut voi până acum, dintre toate excursiile mele, dintre toate plecările mele, ce am făcut în cadrul excursiei astea,
N-am mai făcut niciuna și nu știu dacă voi mai face. Adică mi-a fost suficient și chiar mă simt foarte bine că mi-am înfrânt teama aia de înălțime, cum vă spuneam atunci cu cascada, pentru că ăla a fost punctul central în ce mă privește din toată excursia asta și cred că aș fi regretat. Deci dacă m-aș fi dus acolo și într-adevăr aș fi parcurs toate celelalte activități, dar nu aș fi făcut asta, cred că aș fi regretat și mi-aș fi pus tot timpul întrebarea, dar oare cum ar fi fost, oare chiar ar fost atât de greu? Și uite că nu e cazul și mă bucur foarte mult că am făcut asta, chiar dacă, nu știu, adică nu s-a întâmplat nimic, nu se schimbă nimic, dar efectiv era o chestie în interiorul meu pe care am vrut să o dovedesc și e încurajator pentru mine că am putut să o fac. Și dacă am putut să fac asta, îmi dă poate un pic mai multă încredere în mine pe anumite planuri, ceea ce este absolut minunat. Nu știu cât de bine mă fac înțeleasă, dar foarte, foarte mișto. Singurul minus pentru toată povestea asta este din punct de vedere al filmatului. Pentru că fiind atâtea experiențe și fiind mai ales ieri toate drumurile alea, apa, echipamentele, nu aveam cum să mă bucur de, sau mă rog, să mă bucur pe voi mai degrabă și să pot filma fiecare capitol. Plus de asta că am avut programul așa, la minut, la minut, la minut, adică n-am stat, n-au fost, exceptând seara, n-au fost prea multe momente în care să pot să povestesc multe lucruri. Și să știți că atunci când nu le zic pe moment, în clipa în care reușesc să o fac și nu știu, sunt momente adunate de pe întreg parcursul zilei, nu mai, nici nu le mai relatez cu aceleași senzații pe care le-aș fi avut atunci pe loc și doi la mână e posibil să-mi scape lucruri, pentru că nefiind atunci la momentul ăla și sunt toate la grămadă deodată, poate uit, știți că memoria nu este punctul meu foarte, poate nu mai am aceeași senzație, poate nu mai am același glas, aceeași trăire, mă rog, sunt niște relatări pe care eu încerc să le fac întotdeauna la cald și am observat că asta merge cel mai bine. De fiecare dată când filmez atunci, momentul ăla, în focul ăla, atunci merge cel mai bine și exprim cel mai bine ceea ce vreau. Așa mi se întâmplă și cu pachetele. Știți că v-am spus că în clipul, cred că anterior, ba nu, acolo două clipuri, mă rog, când am desfăcut cu pachetele și v-am zis că le-am păstrat, am vrut să le desfac odată cu voi și să le dedic un clip întreg, pentru că în cazul în care n-aș fi făcut-o așa și, nu știu, intram în ele de când ajungeam acasă, clar nu mai era același lucru, eu știind deja ce se află în ele. Vreau să fie la cald, emoțiile alea la cald, să le vedeți exact atunci. E, asta ar fi fost singura chestie, că n-am reușit să filmez în fiecare moment și nu doar atunci când eram în cascade, deși atunci a fost cel mai crunt, dacă pot să folosesc termenul ăsta, dar chiar și așa, în conversații au fost multe momente faine, adică s-a râs, s-a glumit, discuția prinsă, să fi văzut aseară ce ne-am luat cu vorba, am stat mai mult, cred că ne-am culcat undeva în jur de ora 2 noaptea, să fi fost ceva de genul ăsta și astăzi la fel, când am stat la masă, tot așa, tot felul de discuții diverse, super interesante și e foarte fain când întâlnești oameni și din alte zone ale țării și care se ocupă cu altceva sau cu totul altceva, care au cu totul alt background, care văd altfel lucrurile decât tine, pentru că ajungi să interacționezi și să vezi și alte perspective prin ochii altuia. Și bine, că ești de acord, că nu ești de acord, n-am fost cu toții de acord în ceea ce s-a vorbit acolo, dar e interesant și mi se pare foarte fain să relaționezi cu astfel de oameni și efectiv să porți un dialog civilizat în limitele bunului simț. Adică am avut senzația că era un fel de debate ce făceam mai mult aseară, dar foarte, foarte mișto. Mâncarea a fost foarte în regulă chiar și astăzi. Na, am mâncat cartofi prăjiți cu salată, dar a fost mai mult decât suficient pentru mine și n-am avut nicio problemă de tipul, nu știu, așteptat sau să zic că n-am găsit nimic de mâncat. A fost ok și chiar le mulțumesc din suflet că s-au ocupat de treaba asta și au întrebat înainte dacă, nu știu, au întrebat pentru toată lumea, nu doar pentru mine, dacă e cineva care are alergii sau, nu știu, vreun regim mai special și chiar au ținut cont de rugămintea mea cu veganul și n-am rămas pe acolo fica ploii. Am avut și eu ce să mănânc. Uite, pe capitolul poze, să știți că n-am făcut mare lucru, mai mult am făcut stories și n-am făcut mare lucru pentru că wow-ul a fost ieri, cum v-am zis, dar noi nu putem să mergem cu camerele după noi, adică n-am avut nici pasta mică, dar am uite DSLR-ul cu care fac eu, iar cu telefonul nu e chiar aceeași calitate și am încercat să mă concentrez mai mult pe filmări, tocmai ca să am mai mult material să pot pune aici pe YouTube, că oricum simțiți mai bine din video decât din poze și am pus și stories o grămadă, dar video-ul va fi grosul. Deci poze nu prea am făcut, să fiu sinceră, am făcut ceva pe Jeep, o să inserez pe aici mașina cu care am mers ieri până la cascade, pe care am și postat-o, am văzut că v-a plăcut, mulțumesc foarte mult pentru răspunsuri și că vă uitați în general la ce pun.
Și am mai făcut astăzi, acolo la punctul ăla foarte înalt, la Transalpina, unde am filmat și cred că am și vorbit cu voi. Am mai făcut acolo ceva, dar era un soare atât de puternic, vai, deci au ieșit niște umbre, nu știu dacă o să reușesc să scot ceva din pozele alea, însă cam asta au fost, deci n-am făcut așa de multe cum am făcut, de exemplu, în Croația, când m-a ajutat și lumina și, mă rog, fiind doi și cu rucsacul și având noi programul nostru, e un pic diferit în momentul în care poți tu să-ți planifici exact, stau aici cât vreau, dacă vreau ăla bine, dacă nu mă întorc mâine și îmi fac poza când vreau. Adică e puțin diferit, v-am mai zis eu, când ești într-un grup și sunt și alții la mijloc, nu prea ești tu de capul tău și stai cât vrei și stai când vin eu mai încolo, adică e o altă dinamică, dar una peste alta foarte fain, mi-a plăcut super, super mult, a fost cu adevărat o chestie mișto și o experiență unică, un colectiv super ok, deci mi-a plăcut foarte, foarte, foarte mult, mi-a plăcut și sper că v-a plăcut și vouă vlogul ăsta, că l-ați perceput tot așa unic și diferit comparat cu ce ați mai văzut până acum la mine. Ca de obicei, impresiile voastre sunt așteptate în comentarii, orice aveți de zis lăsați acolo, mă bucur să le citesc și mai ales pe subiectul ăsta care e din altă sferă, sunt foarte curioasă cum veți primi toată povestea asta. Mulțumesc încă o dată, m-a apucat acum să despachetez bagajele, să iau pe ăștia la zmoto, ce să-i pupăcesc, să-i albesc, știți că eu cum sunt niște bulă ăsta, vreau eu să-i albesc și mai mult, să mănânc și eu ceva, un dușule, o chestie, o schemă și la culcare, că mâine este luni și avem treabă, zi de muncă, fără concedii, fără plecări, fără nimic și chiar să știți că simt nevoia de un pic de stat pe acasă, pentru că în ultima vreme au fost destul de multe plecări, chiar dacă nu, mă rog, nu pe distanțe foarte mare, exceptând-o pe asta croată, nu pot să zic că am plecat foarte departe, dar probabil că o să mă mai duc pe la Buzău și parcă simt nevoia să mai rămân puțin la vatră, ceea ce intenționez să fac. Da, gata, vorbim despre asta în alt vlog. Mulțumesc mult de tot, vă pupez, vă iubesc, seară faină să aveți, de la Brănoș, de la mine, și ne auzim data viitoare.